Da, o să încercăm acum și luptăm să câștigăm oamenii de rând, profesorii, bătrânii care au și nevoie. De aceea și eu personal am zis să încep ceva, să nu stau pe margine și să mă implic ca să fac ceva, decât să tot stai pe margine și să discuți. Și atunci ne dorim să câștigăm tinerii, să aibă încredere într-un partid. De aceea suntem într-un partid nou, curat, care încearcă și luptă pentru tineri, pentru bătrâni, pentru cei care își iubesc țara și vrem să o punem pe picioare. Vă numiți reformatori, e un cuvânt atât de mult vehiculat în acești 30 de ani în politica românească, încât multă lume nu mai are încredere aproape în sensul cuvântului. Deci s-a demonetizat efectiv lingvistic, semantic acest termen. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, principalele idei de reformare a clasei politice sau ce credeți că așteaptă, de exemplu, timișorenii de la un partid ca acesta? Da, e greu cuvântul reformator și e grea responsabilitatea de a reforma. Și dorința mea personală este, într-adevăr, lucrul acesta, să reformăm partidul. Cuvintele sunt puține, trebuie acțiune. Și asta ne propunem, cel puțin pe partea de Timiș și la nivel național, să luptăm și să demonstrăm că vrem să devenim un alt fel de partid și un partid care vrea să reformeze partea politică. Chiar mă gândeam și îmi doresc ca de la nivelul de conducere, nu numai să fie oameni care ajung într-o postură de conducere, și noi ca și conducere să poți să-i ajuți să crească, să fie informați, să aibă suport tehnic din spate și să nu-i lăsăm să facă fiecare ce vrea și cum vrea. Cel puțin eu asta îmi doresc și de aceea am venit și eu la un partid care vrea să reformeze clasa politică. Măcar să reușim Ideea activității partidului pornește de la titulatură. Aceasta a fost intenția noastră. Am fost cinci membri fondatori, unul dintre ei noi a dispărut între timp. Ideea asta a fost nevoia de reformare a clasei politice românești, de restructurare a politicii generale în țara noastră, de a readuce politica să satisfacă nevoile și dorințele neamului românesc. Și vorbesc despre neamul românesc, nu despre poporul român, și cred că se înțelege limpede de ce am spus acest lucru. Ideile majore ale programului partidului au în vedere tocmai aceste trasee. Adică nevoia de a reface capitalul românesc, de a reface industria românească, de a reface agricultura românească, de a reface capacitatea creativă și de a activa și de a pune în lucru capacitatea creativă a neamului românesc. Pământul l-am vândut la străini, este acum o lege apărută foarte curând, prin care nimeni nu mai poate să participe la cumpărarea de pământ dacă nu are un cont de 50.000 de euro. De ce s-a făcut chestia, precizarea asta? Ca niciun român să nu mai poată cumpăra pământ în România. De ce este nevoie? De ce s-a vândut 45% din pământul țării? Pentru că niște netrebnici au ajuns să aibă dreptul de a hotărâ soarta acestui neam. Și vrem să schimbăm aceste lucruri. Și vrem să schimbăm gândirea de la copilul de grădiniță și până la absolventul de facultate, să știe cine au fost strămoșii, ce au făcut, ce au creat, ce pot, ce le-au lăsat, și să le spunem: fraților, ăsta este pământul românesc, glia, cum au numit-o strămoșii noștri. De asta trebuie să aveți grijă în primul rând. După aia, să aveți grijă de portul popular, să aveți grijă de limbă, să aveți grijă de credință, să aveți grijă de tradiții, de obiceiuri și să primiți pe toată lumea cu brațele deschise. Vrem să educăm neamul românesc în acest spirit. În programul partidului, ideile se regăsesc. Nu sunt expuse așa cum le-am
prezentat eu aici. Dar asta este esența programului Partidului Reformator. Și educarea în spirit românesc, creșterea mândriei naționale, creșterea încrederii în puterile acestui neam este un mijloc prin care noi putem să mânăm înainte neamul acesta pe drumul pe care l-am parcurs. Avem cu ce să ne mândrim, avem ce să facem, doar trebuie să ne unim toți cei care suntem aici și cei care vom fi și vom mai lucra în partidul ăsta, pentru ca să ducem la îndeplinire ideile din programul Partidului Reformator. Am venit în partid cu gânduri curate, cu speranță, mai ales ceea ce se întâmplă în ultima vreme în Timișoara. Să nu uităm că cred că a fost o greșeală votând actualul primar. Mă cutremur când văd la televizor copii mici stând în frig, spitale stând în frig, oameni bolnavi de cancer fără tratament, când vezi parcuri defrișate, fără pic de verdeață, când vezi atâtea lucruri, oameni murind de foame, n-am văzut niciodată atât de mulți oameni culegând din tomberoanele de gunoi. Vă spun sincer, nici pe timpul lui Ceaușescu nu am văzut ceea ce este în momentul de față și vreau să vă spun, am văzut oameni tineri care caută în tomberoane și nu cred că caută din faptul că nu vor să muncească, ci datorită faptului că am vândut Timișoara. Să nu uităm de marile fabrici din Timișoara, care nu mai există. Fabrica de lapte, 6 martie, Gubanu, care era... Cine avea o pereche de pantofi de la Gubani era un om extraordinar, a reușit ceva, era ceva nemaipomenit, pe când acum am ajuns să nu mai avem nimic în Timișoara. Avem case de pariuri, avem bănci peste tot, care din păcate dau creditele tot celor care au bani, cei săraci nu au posibilitate. Am venit în acest partid datorită faptului că consider că este un partid al oamenilor de rând, al oamenilor nevoiași. Mă uit, nu vreau să mă leg, că până la urmă sunt colegii mei și cei din PSD-ul și cei din PNL-ul și din toate partidele. Dar dacă te uiți la ei, se referă la oamenii cu putere financiară. Noi suntem un partid mai mic, care ne gospodărim așa cum putem noi singuri, fără să fim finanțați de o persoană care are bani. Ne finanțăm noi din propria noastră buzunare. Ceea ce asta ne dă un impuls. Că știți cum este, când te gospodărești din banul tău, îl gospodărești mult mai bine decât dacă îl primești de undeva fără să faci nimic pentru el. Și atunci am văzut în acest partid un partid de viitor al oamenilor, unde oamenii poate să vină să spună păsurile, unde să poți să-i ajuți. Contează mult poate și să-i asculți. Sinceră să fiu, nu sunt de acord. Nu-mi place să vorbesc de colegi. Nu îmi place politica lui George Simion sub nicio formă, o consider o politică agresivă, dar, în același timp, când am auzit că a venit în Timișoara și a făcut ceea ce a făcut, credeți-mă că în sinea mea și în sufletul meu i-am dat dreptate. Este o gravă eroare faptul să lași un oraș întreg fără căldură și fără apă caldă. Eu cred că totuși, în momentul de față, cel mai important ar fi de tras la răspundere conducerea Timișoarei pentru momentul de față în care este Timișoara. Deci Timișoara din orașul de sus, din păcate, am decăzut foarte mult și datorită primăriei, datorită primarului, datorită conducerii. Ce aș dori la timișorieni, să adresez timișorienilor, să aibă încredere în noi, că suntem, așa cum a spus și colegii noștri, suntem un partid de rând, a oamenilor nevoiași, a oamenilor cu probleme, și vrem să ajutăm, să aibă încredere în noi și să facem ceva pentru ei, că am ajuns zilele astea să văd foarte multe la televizor în care ne dă de bănuit, ne dă o neîncredere în ziua de azi și am vrea mai mult pentru copiii noștri și noi vrem să facem ceva pentru ei, să scăpăm de aceste grijă și nevoi și să avem un trai cât mai decent, cum este problema căldurii, cum este problema asta. Noi am demarat în Timișoara, înainte de această chestiune, o acțiune denumindu-se Bătrânul și Pâinea. Făcând organizare în
pe lângă organizațiile care le avem în teritoriu, în Timișoara, am atras foarte mulți bătrâni. Adică, prin chemarea lor, să stăm de vorbă cu ei. Și le-am pus pe hârtie, discutând cu ei ce am putea noi face pentru ei și ce ar putea face Partidul Reformator ca politic pentru dumnealor. Vrem să-i ajutăm foarte mult, vrem să promovăm tinerii. Vrem să promovăm tinerii, vrem să aducem foarte multe idei, dar idei bune, idei în care să ajute Timișoara, să ajungem la ceea ce a fost Timișoara, orașul european. Deci asta vrem, asta vrem. Și poate noi ăștia mai mici, ca să zic așa, încercăm prin a demonstra faptele noastre să inoculăm și lor din ideile noastre și poate putem convinge ca să vină în acest partid să ne dea o mână de ajutor la schimbarea situației în care ne aflăm. Partidul Reformator este un partid care s-a creat în urma unei acute nevoi a cetățeanului de a fi reprezentat. Și când mă refer la reprezentare, nu mă refer la acei cetățeni care și-au desemnat aleșii prin vot și i-a trimis în Parlament, care și aceia dintr-un număr foarte mic de participanți la vot au un procent destul de mic în Parlament, deci nu consider că reprezentativitatea lor în acest moment și chiar reprezentativitatea Parlamentului este la un nivel atât de mare. Sunt foarte mulți alegători și dacă ne uităm pe ultimele sondaje, din ultimele cicluri de alegeri, constatăm că crește foarte mult lipsa la vot a cetățeanului nemulțumit de lipsa de opțiuni de a alege. Vedem aceleași partide pe tot eșichierul politic, este vorba de 3-4 partide care continuă să meargă pe baza bazinului electoral existent al acestora și apariția unor partide noi care într-un ciclu, două cicluri electorale au dezamăgit. Luăm exemplu partidului de dreapta, care se consideră de dreapta, a USR-ului, care vedem că scade vertiginos pentru că, intrând o perioadă foarte mică la guvernare, au dezamăgit total, chiar și după ce a plecat prin modul de comportament al liderilor lor. Și de asemenea avem apariția acestui nou partid care se consideră naționalist, dar care de fapt face o politică de piață, o politică de mahala, o politică în care încearcă să acapareze nevoia cetățeanului de a fi reprezentat printr-un țațism, dacă aș putea spune așa, și omul nu se regăsește totuși în această politică de piață a Partidului Aur. Cred că a venit acest partid, Partidul Reformator, a venit exact în momentul în care cetățeanul într-adevăr are nevoie de cineva care să reprezinte, să-i reprezinte cu adevărat interesele și vreau să vă spun că din acest punct de vedere vedem clasa de mijloc a societății, vedem în domeniul sanitar, vă dau un exemplu, vedem infirmieri, îngrijitori, brancardieri și personalul TESA care au un salariu de cel puțin 50% mai mic decât al asistentelor, medicilor și a personalului sanitar și care nu sunt reprezentați de liderii de sindicat, de la sindicatele de care aparțin. Au două federații sindicale care s-au bătut foarte mult pentru medici, pentru asistenți și pentru cei din personalul sanitar de care într-adevăr era o lipsă în perioada respectivă, dar vreau să vă spun că luând legătura și vorbind cu medici, cu asistenți, la rândul nostru am încercat să-i atragem către partidul nostru și vorbând cu ei, ei s-au arătat solidari față de infirmieri, îngrijitori, brancardieri, fără de care nici ei nu ar putea să meargă în cabinetul medical să își desfășoare activitatea. Același lucru
îl putem transpune și în sistemul de învățământ. Sunt profesorii care, într-adevăr, li s-au ridicat salariile, poate nu la nivelul la care și l-ar fi dorit, dar la un nivel destul de bun în comparație cu personalul auxiliar care a rămas cu salariul de acum 4-5 ani de zile și este destul de frustrant și pentru ei ca și colegi pentru desfășurarea activității în instituția respectivă să lucrezi în condițiile în care este o inechitate în acest domeniu. Asta încercăm să facem, încercăm să reprezentăm toate nivelurile de personal de pregătire, pentru că dacă vedem în ultima perioadă, chiar în rândul politicienilor, vedem masterate plagiate, vedem facultăți care au fost terminate, dar nu se regăsesc persoanele în statisticile acelor facultăți. Cred și consider că avem nevoie și de electricieni, avem nevoie și de strungari, avem nevoie și de doctori, avem nevoie și de ingineri, avem nevoie de toți oamenii acestei țări să punem mâna, să reușim să mai salvăm din ceea ce a mai rămas din bucățica noastră de țară și dacă într-adevăr a fost un partid naționalist în România, a fost Partidul România Mare, care a fost cu mândrie, a fost gestionat de Vadim Tudor. Acum cred că pe baza a ceea ce se întâmplă în situația economică și socială actuală, Partidul Reformator va putea să ducă mai departe ceea ce a început acel partid naționalist, Partidul România Mare. Da, partidul a stagnat inițial vreo 2 ani de zile. N-are rost să enumărăm acum motivele. În principal, de acum încolo, ce vrem să facem, că asta contează până acum, dorim în primul rând să reprezentăm pensionarii, de mai ales și pe cei cu pensii foarte mici, care sunt în jur de peste 1 milion, pensia minimă, 1.600.000 sunt cu pensii până în 1.500 de lei, care nu au reprezentare, eu consider că PSD-ul nu îi mai reprezintă. Dorim să reprezentăm clasa de mică de muncitori, deci cei cu salariile minime pe economie, care sunt peste 2 milioane de salariați cu 1.542 de lei net. Dorim să reprezentăm agricultorii care nu se regăsesc în niciun fel de partid, numai să ne prezentați, chiar și revoluționarii, cei din 1989, adevărații revoluționari, care au plecat de la Timișoara. Dorim să reprezentăm partea populației care nu se duce la vot, care este foarte mare, peste 40% din populație. De ce nu se duce la vot? Nu mai au încredere. În ce? În partidele care sunt acum pe meșichierul politic. Nu au încredere. De ce? I-au dezamăgit. Veți avea probabil, cel mai probabil, sunteți în reorganizare, veți avea un congres. Da. Care sunt principalele teme electorale pe care le aveți în vedere și candidați? Candidați inclusiv la prezidențială, sperăm. Dacă nu la prezidențială, o să avem la europarlamentare, la locale, la parlamentare. Deci o să participăm la toate alegerile. Congresul sperăm să-l avem cât de curând, în 2-3 luni, maxim 3 luni de zile. Vă gândiți la alianțe, perspectiva? Ne gândim și la alianțe, dar asta atunci, aproape de alegeri. Vedem care mai sunt posibilitățile, care sunt partidele. Partidele actuale, eu cred că o să scadă în sondaje foarte mult. Trebuie să atragem alegătorii care nu se prezintă la vot. Asta este principala. Și anumite zone din România nu sunt reprezentate. Trebuie să ne axăm și pe așa ceva.